Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție Sport Arena la zi. Suntem într-o zi de joi la capătul unei etape intermediare din Superliga, o etapă care a început marți cu partida de la Sibiu dintre Hermann Stadt și Universitatea Cluj și se va încheia astăzi la ora 20 cu derbiul etapei FCSB Petrolul. Vom discuta așadar despre cele 6 partide care s-au încheiat, dar și despre cele 2 care se vor disputa astăzi. Alături de mine în platou colegii mei Ionel Luțan, Liviu Ganea și Dacian Varga. Domnilor, bună ziua, mulțumesc că vă aflați astăzi alături de noi să disecăm etapa aceasta intermediară. Ne apropiem cu pași repezi, Ionel, de finalul sezonului regulat. Da, se joacă fotbal la foc automat, ceea ce ne place, nu nouă și multora dintre privitori. Dovadă că pe stadioane am văzut destul de multă lume la meciuri care au promis și care promis și în această seară și în runda care a fost. Fotbal pe pâine, zi de zi, urmărim atent și discutăm aici la Metropola TV. Două suntem bucuroși etape. Totuși, că suntem exact. Bucuroși, nu? Că avem meciuri zi de zi. Ar fi frumos. Și asta e bine și pentru fotbaliști, că știi cum e, atunci când nu ți iese ceva bine, ai șansa peste 3 zile să repari ce ai greșit sau nu dacă ai jucat nimeni, mai puțin. Nu mai ai timp. Ce să nu mai cert acum după meciul ăsta? Păi nu mai faci refacere, mai faci două antrenamente, vine meciul. Nu mai ce să mai... Nu mai poți să alergi așa la antrenament și să ai antrenamente fizice care... Oricărui jucător nu cred că e plăcut să aibă un antrenament fizic. Așa dacă joci din 3 în 3 zile... E mult de reparat în Superliga, Ionel, pentru că am avut câteva rezultate surprinzătoare. Am avut și o continuare, cel puțin în prima partidă acestei etape, a formei slabe a sibienilor, pentru că cu acest meci aș vrea să începem. Hermann Stadt cedează și această partidă împotriva unei contracandidate pentru menținerea în Liga 1 și Marius Măldărășanu ajunge la doar 2 puncte obținute în cele 7 etape din acest an. Ce se întâmplă la Sibiu, Ionel, și... Cum vezi această luptă și mai ales dacă va rămâne în continuare Marius Mădărășanu pe bancă după această serie neagră? Da, iată, Ionuț, iată, dragilor, cât de crudă, pot să spun așa, este viața de antrenor. La un moment dat, Marius Mădărășanu era în top, era vizat chiar de unele echipe importante din campionatul nostru, grație rezultatelor remarcabile de la Hermann Stadt. Vin acele evenimente nefericit cu punctele și iată că Sibiul se prăbușește fotbalistic, ajunge chiar în zona retrogradării. Cred că dacă ar ști Ionuț Marius Mădărășanu ce are de făcut, ar lua măsurile necesare. Situația lui este una delicată acum și mă întrebam cât de delicat poate să fie pentru Dani Coman, omul care a insistat pentru venirea lui Marius Mădărășanu și care s-a întors la Sibiu pentru a-i prelungi contractul, să ajungă acum să semneze cu Marius Mădărășanu o eventuală reziliere. Scuză-mă, am văzut că îi se dă credit în continuare lui Mădărășanu. Știi cum e, parcă spunea și Liviu Ganea odată, tu ai spus când un conducător spune clar că rămâi, că discutăm prelungirea, cred că foarte devreme vine. Cel mai sigur și atunci când ai semnat, știi cum e. Dar atunci... chestia asta oricum se amână un pic la Sibiu, pentru că toată lumea aștepta o nouă semnătură a lui pe nou contract de prelungire, dar el se pare că nici nu vrea să o facă și probabil acum nici conducătorii celor de la Sibiu nu mai sunt atât de convinși că ar vrea să continue cu Mădărășanu. Dar întrebarea mea ar fi către voi, Marius Mădărășanu a ezitat să semneze, supărat fiind și pe conducere, că din cauza lor au ajuns aceste 9 puncte să fie scăzute din zestrea de puncte a sibienilor? Cum de vedeți acest lucru? Să fie și asta. A fost faptul că nu erau plătiți la zi. E greu să lucrezi cu jucători care nu sunt 100% conectați la meciuri. Au fost mari restanțe financiare, din cauza asta s-a și ajuns la acea depunctare și atunci cred că s-a gândit, băi, rămân aici poate ca să am niște jucători care nu sunt 100%. Între timp mă gândesc că a primit și asigurări, adică îți dai seama, în momentul în care a purtat acest zvon, domne, există pericolul depunctării. Probabil el din partea conducerilor a zis, stai liniștit, rezolvăm, voi concentrați-vă pe partea fotbalistică pe teren, că noi o să rezolvăm cu hârtiile și cu tot ceea ce înseamnă. Conducerea n-a putut să rezolve chestia asta, deci clar, lor s-au luat 9 puncte care erau și atât de băieți pe teren. Și cred că asta și-a apăsat foarte greu în vestiar. Știi? Pentru că dar vezi că se adune și ghinion, adică vin aceste puncte care nu se mai întorc. Dani Coman a punctat că se întoarce la Sibiu cu două obiective clare. Recucirea celor 9 puncte de mers eșuat și prelungirea contractului lui Marius Mădărășanu, care foarte probabil se pare în actualele condiții, nu se mai întâmplă. Vine și o lovitură de la 11 metri ratată, parcă sunt momente de genul ăsta, domnilor, în care nimic nu mai merge și orice ai face să scoți echipa din impas nu dă rezultatele dorite. Până când vom vedea? E viața unei echipe care sunt urcușuri și coborâșuri. Dacă ne ducem aminte la începutul campionatului, la cei de la Hermann Stadt le intra orice. Orice șut pe poartă era gol. Pe toată lumea, a plăcut. Ne aducem aminte, mai ales la început, mijlocașul central celor de la Hermann Stadt. Baba Hasan. De oriunde trăgea era gol. Ne aduceți aminte ce goluri senzaționale dădea? Adică se întâmplă în viața unei echipe. Liviu și Ionel, de aici, de la a marca din orice poziție, ajungi în situația în care reușești doar 2 goluri în 7 meciuri și ambele din penalti.
Chiar atât de mare să fie această ruptură generată de aceste 9 puncte care nu mai sunt în clasament, să nu mai reușești să legi măcar pasele, măcar să acum ai un... Ionuț, acum au avut și ghinion. Au avut minutul 80 ceva, au avut 11 metri. Dacă reușeau să marcheze... Același Babiș care cu o etapă înainte reușea să înscrie la Sepsie, acolo unde iarăși au pierdut nemeritat, ai spune. Dar aș vrea să ne mutăm atenția puțin și spre Universitatea Cluj-Napoca, pentru că toată lumea a stat cu semnul acesta de întrebare cum va arăta Universitatea odată ce, iată, este preluată de Ioan Ovidiu Sabău, un tehnician care avea o lungă vacanță de aproape 8 ani. Iată că reușește să câștige, marchează Filip în stil Copacabana și reușește să se distanțeze puțin de această zonă a misipurilor mișcătoare. Da, aici avem așa o simbioză perfectă. Ioan Ovidiu Sabău, un om de-al locului, chiar dacă n-a mai antrenat, fotbalistic vorbind, era ancorat în realitate. Ideile, evident, că nu ți le pierzi și mai ales când ai așa o prestanță, cum are Ioan Ovidiu Sabău. Și știa și bine echipa. Știa foarte pentru bine echipa, că urmărea l-am văzut partidele de pe la fiecare meci al celor era de la acolo. De la Cluj era mereu în tribună. Îmi mențin părerea că Universitatea Cluj are un lot care cuprinde jucătorii pe care foarte multe alte echipe din Liga 1 nu-i l-au. Eu nu spunea de acest Filip, care, iată, remarcabil, marchează din poziția cu călcâiul și aduce o victorie atât de importantă. Probabil, ca și la Dragoș Grigore aseară, era singura modalitate a jucătorului experimentat din faza aia, vorbeam și noi marți, să trimite către din poartă. Din poziția nu avea nicio putea șansă, ori să paseze doar... către un jucător aflat în fața sa, ori să ia către poartă, ales a doua variantă, care a adus un gol magnific de altfel, din păcate sau din fericire. Cred că este golul etapei până în momentul de față. Până la golul lui Grigore, cred. Da, eu nu spuneai de Ioan Ovidiu Sabău, se vede că își pune amprenta pe jocul echipei din Cluj. Impune un respect, o prestanță deosebită, așa. Pare o figură puțin mai aparte în lumea antrenorilor. Și anumită disciplină, să disciplină știi, în joc, o exuberanță, Liviu, am văzut echipa parcă arată mult mai bine ca dorință, ca implicare și rezultatele par să se vadă. N-ai cum să nu te implici, Ionel, când știi că pe bancă este o Ioan Ovidiu Sabău. Să fim serioși. Este un... nume greu. Să se implice, este un nume greu. O echipă adică care nu vrea, dar... Am văzut, iese la margine acolo și dă indicații, imediat se schimbă. Adică chiar am urmărit cu atenție. E și mediul ăsta fotbalistic acolo, la Cluj, stadionul, publicul, da, totul care toată concură. Echipa, adică tot ce înseamnă Cluj, mare parte fotbalistică, e atașată de U, să fim serioși. Clar, și asta U este se echipa vede. Orașului, da, da. Nu CFR-ul. CFR-ul a fost echipa, nu știu, echipa care a avut performanțele cele mai mari, dar echipa orașului, știm, a studenților a fost a lui U, dintotdeauna. Și atunci normal că toată lumea a fost aproape, cât și Ion Ovidiu Sabău, chiar dacă el nu a fost implicat efectiv în viața echipei, cum este acum ca antrenor, el tot timpul a fost lângă echipă. Și mai dacă tot în spate puțin. Era întrebat, relațiile cu cei care conduc orașul au rămas mereu de actualitate și cred că e greu de găsit în fotbalul românesc un exemplu ca Ion Ovidiu Sabău, care spunea că dacă, din păcate, echipa retrogradează, este clar ultima sa experiență ca antrenor. Să spună dinainte acest lucru. Vede, se vede mâna antrenorului. Bine, a făcut și niște achiziții foarte bune. M-am repetat și mă repet, părerea mea, două achiziții de la CS Universitatea Craiova foarte bune. S-au da, Nistor care se vede. Imediat. Bun, haideți să mergem puțin și la Ploiești, acolo unde Chindia a jucat din nou rolul de gazdă și a primit o echipă care se află în lupta aceasta extrem de interesantă pentru ultima treaptă a play-off-ului, mă refer la FC Universitatea Craiova 1948. O partidă fără goluri, însă foarte multe durități. Am văzut o partidă, din punctul meu de vedere, scăpată ușor din mână de centralul Popa, care ar fi trebuit să acorde cu indulgență vreo două cartonașe roșii. Nu știu cum ați văzut voi această... Împărțite, una într-o parte exact. Și în cealaltă parte. Dacă stăm să analizăm, să spunem că a judecat cu ambele unități de măsură, însă în momentul în care faci o astfel de apreciere și lași jocul liber, risc să-l scap din mână. Și dacă ne uităm puțin la declarațiile celor de la Universitatea Craiova, sunt foarte mulți jucători care au avut de suferit în urma jocului dur al târgoviștenilor. Vouă, cum vi s-a părut această partidă și dacă acest punct pe care FCU îl obține îi ajută pentru a prinde această treaptă a șasea în lupta pentru play-off? Îi ajută, Ionuț, dar totul depinde de acest verdict al comisiei care, iată, se amână din nou, lucrurile trenează și cred că și la Craiova această presiune, această stare de lucruri care nu aduce claritate la acest caz, se vede. Această nervozitate, poate excesivă de multe ori, în jocul echipei, una care are totuși calitate, se vede. Asta s-a observat și la partida contra Chindiei. Chindia, care a avut câteva absențe notabile, dacă Toni Petrea avea formula de bază pe un teren care, din păcate, arăta din nou deplorabil, cred că cei de la Chindia se puteau impune. Ai fost la meci? Da. Și cum ți, cum ți s-a părut terenul de acolo? Păi nu, dar era, fața locului, era, dar că... era greu ca terenul să arate la o zi după ce a jucat Petrolul. Nici 24 de ore. Da, oricum, parcă mie mi s-a părut mai bun
Pentru că era uscat Dacian, poate și din cauza asta. Mi s-a părut asta mai bun decât cu o zi înainte. Mai estetic așa puțin, am mai bătut puțin vântul, dar oricum un teren de proastă calitate care a împietat asupra evoluției celor două echipe, pentru că ambele au jucători de la mijloc în sus de o calitate deosebită, chiar dacă Chindia a avut câteva absențe importante. Eu cred că mai mult i-a dezavantajat pe jucătorii celor de la FCU. Da, o echipă obișnuită să combine cu jucători cu calitate, cu glezna fie. Chindia mereu s-a adaptat când au avut terenul, mai ales acasă, de au jucat la Ploiești, întotdeauna cam fost terenul prost, deci Chindia cumva se adaptează pe astfel de teren. În schimb, FCU e mai greu, pentru că are obișnuiți, da, cu terenuri bune și atunci normal că au avut mai mult de pierdut cei de la FCU. Bun, în momentul de față, fără decizia comisiei de recurs, pe care o așteptăm și din câte am înțeles, a fost amânată, Liviu, ne poți confirma, tu ai văzut știrea, da, până pe data de 7. Deci pe data de 7, comisia de recurs va da decizia dacă va păstra decizia comisiei de disciplină, cea inițială de a da câștig de cauză lui Sepsi 3-0, sau dacă va întoarce și va da o alta. Până atunci însă socoteala este simplă. În momentul de față, Sepsi are 4 puncte peste FC Universitatea Craiova, iar dacă oamenii lui Adrian Mititelu speră în continuare să prindă această treaptă a șasea, vor trebui să bată ambele partide care au mai rămas, iar Sepsi să nu obțină niciun punct cu CFR și FCSB. Bine, este plauzibilă, dar ce nu astfel de variantă? Da, pentru că ne uităm la Sepsi și o să ajungem și la meciul lor cu cei de la Farul. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut și o spun de, nu știu, 2-3 săptămâni. Dar Craiova acum cu Chindia ți-a plăcut? Ți s-a părut că este la aceeași turație ca în meciurile precedente? Nu. Este cel mai slab meci al celor de la FCU de când a venit Nicolo Napoli. Asta este părerea mea, la ce am văzut cu Chindia. Ok, a fost și un teren greu, nu i-a avantajat deloc pe cei de la FCU, dar nu i-am văzut la... A lipsit și Bauza, care din punctul meu de vedere este unul dintre creierii echipei. Și va lipsi în continuare, pentru că încă nu este în programul echipei. Îi se alătură și Chițu, cel care a suferit o problemă la umăr. Va lipsi și el etapa următoare. Pare la prima vedere Craiova favorită, pentru că o ajută programul. Dar la forma pe care a arătat-o, nu știm exact dacă... Dacă ne luăm doar după meciul de la Ploiești cu Chindia, nu este favorită. Dar depinde dacă ne luăm arată, la loc, exact, după ultimile 6-7 etape și făcând-o așa, să punem în balanță cu Sepsi, eu zic că este favorită Craiova. Dacă ne uităm în clasament, favorită clar este Sepsi. La adăpostul celor 4 puncte, evident că programul este foarte greu. Programul este foarte joacă? Greu. Ai 4 puncte avans. Da, dar este la mâna ei, Sepsi. Ești la mâna ta, trebuie să gestionezi foarte bine. Ar fi o ratare incredibilă a celor de la Sepsi dacă în aceste condiții nu prin play-off-ul. Și va plăti cine altul decât Cristiano Bergodi. Am și văzut declarația lui Laslo Dioseghi, care puncta deja că o ratare a play-off-ului va duce la schimbări radicale și e normal așa ceva. Ai totul la îndemână, chiar dacă întâlnești CFR-ul sau FCSB, nu pleci înainte învins, poți scoate rezultate bune și cu astfel de echipe. De ce nu? Bun, că tot vorbeam de Sepsi, haideți să mergem la Constanța, acolo unde Sepsi a avut rol de oaspete, însă nu prea a contat. Farul se impune cu 2-0, continuă galopul de sănătate. Și după ce aș afla părerea voastră, aș vrea să discutăm puțin despre un articol din Gazeta Sporturilor de astăzi, care reliefa faptul că, făcând o comparație cu Farul, nu știu dacă l-ai citit, Dacian, prietenul meu, cu Farul din 2016-2017, când s-a încununat regina Ligii I, cifrele arată mai bine acum în dreptul Farului Constanța. Vom discuta imediat. Să spui și de acea declarație pe care a dat-o Gica Hagi, a spus că... Nu sunt la București și de asta nu se vorbește așa mult de Farul Constanța. A fost și, într-adevăr, o campanie a fanului care a desemnat anumite premii și, din ce am văzut eu surprinzător, nu este niciun jucător al Farului. Cred că ar trebui să se uite mai bine cei de la fan și spre echipa lui Gheorghe Hagi. Însă, până acolo, aș vrea să vorbim, Liviu, puțin cum ți s-a părut partida de la Constanța și dacă Sepsi a făcut doar act de prezență, cel puțin la cum arată cifrele statistice. Asta este clar, pentru că Sepsi, așa cum spune și Dacian, e într-o scădere de formă și echipa care în momentul de față arată cu o echipă care pare că nu ar prinde play-off în urma evoluțiilor, pentru că tu trebuie să ai o anumită constanță. Ori degeaba ai jucat bine la începutul acestui campionat, ai avut niște rezultate bune, dacă acum spre sfârșit echipa parcă se află așa într-o criză, pentru că ei nici nu-și mai creează atât de multe ocazii Sepsi. Pentru că la Farul a fost o posesie foarte mare a celor de la Farul. Nu știu exact procentele, dar din ce știu, oricum a fost foarte mare. Deci au avut foarte puțin minge. Asta ce spune? Că Sepsi nu se mai află la controlul jocului așa cum o făcea înainte. Dar ce a cauzat această cădere a covăznenilor după ce sezonul trecut reușiți să câștigi cupa, supercupa, treci de un tur preliminar în premieră în Conference League? De unde această
schimbare radicală de atitudine a jucătorilor și, bineînțeles, acest parcurs care este departe de așteptările oficiale. Cred că e o problemă internă a lor acolo, pentru că, probabil, Cristiano Bergodin nu mai reușește să mai gestioneze lucrurile așa cum trebuie și probabil alcătuirea primul 11, lotul pe care l-a dispoziție. Pentru că, Eu cred că lotul e problemă, Liviu, pentru că nu a adus nimic în schimb. Dacă el la începutul returului, să spunem, bine, n-a fost retur, când acum, după pauza de iarnă, a renunțat la doi jucători și am auzit declarația dânsului, a spus că este mulțumit de lot. Exact. Deci cumva și-a asumat că are adică... ce-i trebuie și n-a mai cerut nimic conducerii. Nu, a cerut conducerii, dar după o primă evaluare în care domnul i-a zis că n-are nevoie de jucători, fiind convins că lotul are calitate, văzând primele rezultate deloc concludente, dacă aducem aminte, a pierdut la Rapid. Exact, și imediat după aceea partidă, Cristian Bergodi și-a spus că o să reevalueze lotul și căutăm. Păi, da, asta, reevaluarea asta trebuie să o faci din iarna, nu încep după aia și spui, stai că mai trebuie jucători. Păi tu nu știai din cantonament că n-ai jucători sau că îți mai trebuie pe anumite posturi niște dubluri sau jucători de cel puțin aceeași valoare cu cei totuși pe care i-ai. Totuși au plecat doi jucători care de bine de rău intrau. Golovka și Bărbuț. Nu știu, totuși vorbim de o echipă unde stabilitatea este la ea acasă. Aici nu s-ar pune problema că n-ai găsit niște jucători de o calitate cât de cât bună, dacă realmente îi cauți. Știm că la Șerp și din toate punctele de vedere, totul este la superlativ, financiar, bază, condiții. Asta zic că ei pot oferi ei salarii oferi foarte bune pentru Liga 1. La un plafon de 10.000 de euro, din ce spunea Laszlo Dioseghi, suma nu poate fi depășită nici măcar în cazul unui jucător, de o calitate, să spunem, absolut deosebită. Păi da, dar banii aia se plătesc, adică Ionel, nu există. Totuși, dacă vorbim de 10.000 de euro... O sumă importantă. E un plafon important. Plus că sunt convins că au și bonusuri de performanță. Da, evident. Pe lângă salariul, da, pe care îl iei lună de lună, au și bonusuri de performanță. Nu știu, ajungi în play-off. Mai e o anumită sumă de bani. Te clasezi în primele trei. Asta spun. Adică, da, e pierdere de turație, dar oricum rămân totuși la mâna lor și probabil o răbăvnire de orgoliu în partide în care pleacă clar cu șansa a doua și la această presiune pusă de conducere. Dioseghi spunea că va fi un mare deranj pentru toată lumea dacă echipa nu merge în play-off. Probabil că Șepși, din punctul meu de vedere, va găsi resurse în aceste două partide să găsească punctele pentru a merge în play-off. Tudor Băluță reinventat, Adrian Mazilu inventat. Parcă Gheorghe Hagi deține acea baghetă magică despre care toți antrenorii spun că nu o au. Cum vă explicați? Uite, eu recunosc în momentul în care a plecat Adi Pitu, chiar prietenul meu de aceea mi-a atras atenția că am greșit și există posibilitatea, într-adevăr, să fi greșit. Credeam foarte mult cum că se învârte. Există posibilitatea. Încă suntem, în sezon. Eu am zis că... Și spune, da, am greșit. Eu am nu zis mai că le va există fi foarte greu să se mai bată la titlu și pot risca chiar să nu prindă podiumul, pentru că mă uitam pe cifrele lui Adi Pitu. Însă, într-adevăr, voi m-ați corectat și a spus că Hagi, Gheorghe Hagi, nu depinde doar de un jucător și iată că la mai puțin de o lună de zile inventează un puști fantastic. Acest Adi Mazilu, care ia o acțiune pe partea dreaptă, intră în interior și cu interiorul, stângul interior, numai Dacian dădea cu Stuttgart de astfel de goluri, dacă vă amintiți, în Champions League. Te-ai regăsit în execuția lui? Nu m-am regăsit neapărat în execuția lui, pentru că el a dat din afara careului. Doar că tu ai fost mai static. Și mie îmi plăcea, fiind de picior stâng, să joc în partea dreaptă. Și mi-aduc foarte bine aminte că Dan Petrescu ne-a schimbat odată la un meci, mi-a spus, du-te în partea dreaptă. M-am uitat așa la el, mirat. Zic, păi... Eu? De mine zici? Erai pe picior invers, să explicăm ce stâng. Înseamnă. Du-te, am spus, du-te și fă schimb. Du-te în partea dreaptă. Și de când m-a băgat în partea dreaptă, mi-a plăcut foarte mult, pentru că am mai spus chestia asta. Fiind stângaci, intri în centru și vezi tot terenul. Adică ai mai multe oportunități. Așa, dacă ești pe bandă, pe partea stângă, e mai greu. Trebuie să intri în interior pe piciorul tău drept. Exact, trebuie să intri în interior pe piciorul tău drept. Uite, Krasniqi deschide scorul la Cluj 1-0 în partida CFR UTA, penultima acestei etape cu numărul 28, dar discutam mai devreme despre materialul colegilor noștri de la GSP și aș vrea să-l discutăm împreună. Luau în calcul cele 26 de etape câte au fost în sezonul regulat din 2016-2017 și au venit în prezent, scăzând cele două etape disputate în plus de Farul în acest moment, ar fi 55 de puncte după 26 de etape în sezonul acesta, față de doar 51 de puncte după 26 de etape în sezonul 2016-2017, repet, la finalul căruia Farul s-a încununat campioană. Să fie un semnal că Farul, în momentul de față, este favorită la titlu? Păi, este favorită, Ionuț, și prin prisma jocului, pentru că eu am văzut ce încearcă toți din cadrul echipei, și Gică Popescu și Hagi. Domnule, vă gândiți la titlu? Nu, noi luăm fiecare bine, meci. Acum, la ultimul interviu al lui Gică Hagi,
a spus, băi, suntem pe primul loc, acolo am fi... Au punctele avans, adică nu poți să mai spui, domne... Și în primul rând, jocul lor, Liviu și, și Ionel. Confortul ăsta pe care ți-l dă prestațiile tale, rezultatele de bună calitate. Bun. Adică, uite, și atunci, Dacian îl vindeau pe Răzvan Marin la Standard Liege, tot așa în pauza dintre tur-retur, acum îl vând pe Pitu și totuși găsesc resurse să se țină acolo sus și mai ales un aspect important, au o echipă aproape exclusiv cu români. Asta înseamnă să ai o academie foarte bună. Pleacă X, l-ai luat repede pe Y de la Z, de la copii și junior și deja l-ai băgat să joace. Și care deja erau în anturajul primei echipe, pentru că Gică Hagi introduce de vreme și în momentul în care consideră, și dacă nici el nu știe cine altul, că poate face pasul către prima echipă, l-aruncă acolo unde și rămâne, nu? Așa a fost și Cupito, așa a fost Grameni, așa este acum acest Enes Sali, așa este și Mazilu, nu? Spuneam că am văzut un meci la echipa a doua, FC Voluntar cu Farul 2, și m-am mirat că cel mai bun jucător al celor de la Farul 2, care avea doar 15 ani, de fapt singurul care a contat în acea partidă, a fost scos la pauză. Și m-am și mirat, zic, bă, cum cel mai bun jucător? E bine, explicația a doua zi, acel jucător debuta în Liga 1. Înseamnă că nu mai este nicio întâmplare. E clar. Exact. Dar nu este o întâmplare. Cineva acolo știe. Cred că cineva mai are vreun dubiu asupra celor de la Farul Constanța că se face ceva la voia întâmplării. Nu, acolo cei mai buni se pregătesc cu prima echipă, da? Că nu joacă ei din prima. Corect, sau că nu sunt băgați, dar... astea altceva, dar ei sunt antrenorul echipei de mult timp, adică ei sunt acolo. Ei se antrenează. Ei nu se mai antrenează la copii. S-a terminat copii, gata. Nu știu, zic că un alt aspect important, dacă ne uităm că se schimbă pe bandă rulantă antrenor, la Gică Hagi lucrează cu aceiași oameni în spațiul lui tehnico-tactic de foarte mulți ani. Cătălin Anghel, de când echipa a promovat în Liga 3-a, Cristi Sava, de 7 ani acolo, Fane Preda, antrenor de portar, de 5 ani acolo, Cristi Bivolaru, Gică Popescu, Zoli Iașcu, adică oameni competenți, fotbalistic, fiecare pe partea lui. Și atunci cum să nu meargă treaba? Și cred că și la grupele de copii și juniori, cred că joacă același sistem. Exact. Exact ce se joacă și la echipa mare. Bun, haideți să mergem. Atunci, scuză-mă puțin, și atunci jucătorului este foarte ușor să vină, sau mult mai ușor să vină să facă pasul, pentru că el știe, pentru că și la copii și juniori a jucat același sistem. El știe când ajunge la echipa mare ce trebuie să facă. Pentru că mi-aduc aminte când eram la diferite echipe și mai veneau juniori, da, la echipa mare, erau foarte aerieni, nici nu știau pe ce planetă sunt. Măi, dar nu este fotbal, tot fotbal, nu este acela. Nu, că noi n-am, nici nu știu, noi nu, nu mi s-a cerut niciodată să nu știu, să... Când vine o centrare să ataci, nu știu, colțul scurs sau să stai pe a doua bară sau pe 16 metri. Adică niște lucruri care trebuie să le înveți la copii și juniori. Asta se întâmplă la Farul Constanța. Bun, hai să vedem ce a învățat Liviu Ciobotariu. Ionel, după cele 5 înfrângeri consecutive, pare că Voluntarii a găsit în sfârșit cheia. Bate CSU Craiova 1-0, partidă extrem de dificilă. Merge la Mioveni și câștigă fără drept de apel 3-0. Iese, să spunem așa, de sub apă trupa ilfoveană și se îndepărtează puțin de zona aceasta aminată. Cum ați văzut partida și dacă în urma acestor două înfrângeri consecutive Mioveni mai are de ce să se agațe în acest final? Da, eu cred că CSU Mioveni are în continuare destule șanse, pentru că Nicolae Dică a arătat în câteva partide care a reușit să pună la punct acolo un angrenaj important. Vine o partidă cu o echipă Voluntar care, cred eu, poate lega în continuare rezultate foarte bune. Este genul de echipă care odată ce a intrat pe o pantă ascendentă, grație experienței și a unui lot de bună calitate. Sau și un moral bun acum. Și un moral bun. Poate continua acum multe partide la capitolul câștig. Are jucătorii care pot marca o paletă largă de marcatori. Contează foarte mult asta, Ionel, pentru mult. Că ai în echipă mai mulți jucători care pot să-ți marcheze. Și Liviu, ce schimbare a făcut Liviu Ciobotariu pe final de partidă. Nu iese Nemeț și Damașcan și intră Dumitru și Daniel Florea. Jucători pe care multe echipe de Liga 1 i-ar dori titular, nu un lot. Și atunci când ai un lot de genul ăsta, și ai liniște, și înscrie unul și dintre ei. Ai moralul foarte bun, Miovenul tremură în continuare, evident, l-am văzut pe Nicolae Dică total descumpănit de acest eșec la scor, dar probabil că vor găsi resurse să lupte, măcar în continuare. Asta se va întâmpla. Bine, se vor lupta clar în acest play-out, că au 18 puncte, dar mai sunt, oricum, destul de multe puncte puse în joc. Ideea este că nu a arătat. Mioveni n-a mai arătat acasă ca echipa aia care să pună probleme. Părea așa un joc care, nu știu, nu avea intensitate, dar totuși Voluntarul, prin prisma jucătorilor de valoare și cu experiență bună din cadrul lotului, au reușit cumva așa să-i toace mărunt, să împingă ușor jocul către poarta Mioveni. Păi da, Livre, pentru că Voluntarul nu este o echipă care să pună mare presiune pe tine, ca pe adversar.
Ei nu s-au dus la Mioveni, să facă un pressing din primul minut, să stea numai în jumătate adversă. Nu, i-a lăsat și pe cei de la Mioveni să atace. Și au speculat fiecare moment. Și atunci au făcut spații, pentru că dacă ne uităm... Mioveni nu știe să joace o astfel de partitură, Dacian, când este lăsată să conducă ea jocul? Păi nu, ei sunt obligați să facă lucrul ăsta, pentru că ești pe ultimul loc și trebuie să faci punct sau puncte. E adevărat, dar niciunul dintre meciurile din acest mini-retur nu a pornit ca favorită. Păi nu a pornit ca favorită, dar cine se gândea la începutul acestui retur, da? Că Mioveni o să facă, nu știu, după trei etape o să aibă 7 puncte. Pentru că după primele trei etape au avut 7 puncte. Toată lumea se aștepta ca Mioveni să vedem același Mioveni care l-am văzut și în turul de campionat. Bine, dacă ne uităm la toate cele trei reușite, adică n-ai spune că balanța a înclinat așa definitiv ca și joc, să spunem, covârșitor pentru FC Voluntari. A speculat niște momente foarte importante. Asta am spus. La primul gol de Viază, nefericit acolo, scar la Tache în fața lui Nemeț și îl păcălește pe portar. Acela respinge în lateral, cum se face de altfel, șutează Dumitru în plasă că nu mai are nimeni pe acolo. La golul 3 o scapă grea în față și Rădus marchează simplu cu capul. Păi stai, scuză-mă adică niște... puțin, ce ai spus? Cine portar, scapă? Da, portarul, de, exact cum zicea Ionuț. Când ți-am spus, mi-ai spus că nu, că este nu, un portar pe experiență, asta păi, este, dar... Nu e de ajuns, nu este de ajuns. Se întâmplă să și greșești, din păcate se vede în economia rezultatului final și... Asta a fost. Voluntarul trebuie să aibă o perioadă bună și cred că poate continua, pentru că este o echipă care are experiență și poate avea aceste rezultate consecutive bune când intră pe o zonă. Eu cred că Voluntarul o să se bată la locul 7. În play-out, eu cred că acum, dacă nu mă înșel, au 31 de puncte, eu cred că o să se bată la locul 7. Bun, din ce mă uit în momentul de față în clasament, Mioveni 18 puncte, prima echipă care ar juca barajul ar fi cu 26 FC Argeș. După înjumătățire ar rămâne 4 puncte. Știm foarte bine că sistemul acesta de play-out se joacă într-o singură manșă, nu vor fi partide tur-retur. Diferența aceasta de 4 puncte în 9 meciuri poate fi recuperată de o echipă care aproape tot sezonul a fost la Lanterna Roșie? Eu zic că da. Depinde la ce ne raportăm. Ne raportăm la prima parte, așa cum îți da cea, sau la începutul ăsta de iarnă? Cum te găsește atunci, nu? Asta, că bine, ok, nu sunt multe 4 puncte la prima vedere, dar însemna ca Piteciu să nu mai câștige nimic și să câștige ei 2 meciuri. Ceea ce iarăși e greu. Bine, au și meciul direct între ei, adică... Sunt, puncte mai sunt în joc. Puncte sunt în joc. Acum, exact cum se întâmplă și în Ionuț și în play-off, da? Dacă o echipă, vorbim de Mioveni acum, reușesc să aibă 2 victorii, 3 victorii la rând, da, automat au mari șanse să se salveze de la retrogradare. Dacă nu începi bine și ai deja 2 eșecuri sau reușești să faci doar un punct sau 2 în primele 2-3 etape, e clar că nu mai ai nicio șansă. Bun, că tot am vorbit de FC Argeș, Ionel merge la Craiova împotriva unei universități ușor decimate. Am văzut 6 jucători cu o vârstă de 21 sau mai puțin în primul 11 al lui Eugen Neagoe. Craiova câștigă, însă o face într-o manieră care a ridicat foarte multe semne de întrebare și i-aș întreba pe principalii noștri fotbaliști din platou dacă, sau mai bine zis, ce determină un fotbalist să pună mâna pe o astfel de minge în care în minutul 75 la scorul de 0 la 0. În condițiile în care vorbim, Ionuț, de capitanul echipei. De capitanul echipei într-o partidă echilibrată. Tofan, care ar trebui să fie cel care, nu știu, impune ritmul sau care îi îmbărbătează pe ceilalți. Adică tu, ca și exemplu, pentru că ai banderola aia pe mână, trebuie să fii un exemplu, dar în joc, nu neapărat să urli în vestiar, hai pe ei, că nu doar asta înseamnă să fii capitan. Trebuie să te respecte băieții și fii în teren prin ceea ce faci. Eu am văzut faza, că am văzut și meciul live și mi-am dat seama. În momentul în care Ivan practic se demarcă în spatele lui, el, în momentul când a venit central, el nu mai știa unde e Ivan. Și el n-a apreciat destul de bine intensitatea mingii. Pentru că el a crezut că Ivan o să ajungă mingea respectivă. Și a preferat să pună mâna. Dar știi cum e? Ești în careu, ești clar că în momentul în care ai dus mâna spre minge penalti, era și minutul care era, nu era nici la începutul meciului. Și atunci cumva mai bine îl lăsai, nu știu, mai bine îl lăsai pe Ivan să o prea dacă ar fi putut să o prea în ghilimele, dacă el, ar fi ajuns exact la ea. Exact cum ai spus tu, Olivier, nu a văzut adversarul unde e. Da. Adversarul era în spatele lui, Ivan era în spatele lui. El era total debusolat, el nu știa. El cred că în capul lui a fost că Ivan este în spatele lui și doar o bagă cu latul sau cu capul în poartă și este 1-0. Și atunci mă gândesc că a preferat să facă un 11 metri să mai fie o șansă, mă gândesc. Din punctul de vedere, la un moment dat, cred că faza putea avea un alt curs. Dacă Marius Constantin, dacă ați văzut, l-a șters balonul cu capul. El n-a putut să dea nimic. Dacă Marius Constantin devia altfel la acea fază, nu mai ajungea aici la Tofan. Surprins, balonul a luat amplitudine că a atins și gazonul și el simțindu-l pe Ivan în spate, în încercarea probabil de a plonja cu capul, probabil la un moment dat, să trimite afară, a întins mâna
și a venit această fază, bine, cărcotașii se pot gândi, evident, și au fost destui. Nu, aș vrea să... Băi, noi nu, dar este vorba de capitanul echipei și de un jucător important acolo la Pitești. Se întâmplă, din păcate, astfel de evenimente, păcat că i-a căzut pradă capitanul echipei. Și după a fost și schimbat asta, mă uitam că el pe bancă era descumpănit, și... așa și... Da, da, ok, nu faci asta, e minutul cât e, mai e puțin să termină meciul, ai posibil să scoți era un punct. Era minutul 75, dacă da. Nu înșel. Nu te duci, mai bine, ok, să spune că e în spatele tău și poate să dea. Cei de la Craiova nici n-au avut un joc, cum îl știm de obicei, că joacă acasă. Nu, dar uite, spunea eu, nu, și vă întreb și pe voi acum, oare și această stare proastă de lucru de la Pitești, cred că mental apasă și pe jucători. Echipa nu câștigă atât de multe meciuri, se vorbește de Marius Coritorul că pleacă, atmosfera este una destul de dezolantă și iată că vin și evenimente de genul ăsta care n-au ce căuta, clar, la Liga 1, un Hens de județ, practic. Cred că mental și jucătorii Liviu sunt dărâmați la Pitești. Păi sunt, n-ai cum să fie în el. Gândește-te într-un vestiar, eu țin minte, nu știu, și când eram la Otopeni și am retrogradat atunci. Pe când pierdeai 7-8 meciuri la rând, pe ce era? Nu luai nici banii, toată lumea spunea gata, ne desfințăm. N-are cum să fie. Auzei. Păi așa se întâmplă. Plus, și cred că la Pitești și când jucai acasă, te luau toți spectatorii, te... Da. Nu-ți cădea bine deloc. E clar că traversează o perioadă foarte proastă FC Argeș. Iar dacă nu reușește să-și revină, eu zic că practic poate în momentul de față, să retrogradeze. În momentul de față sunt 12 meciuri fără victorie pentru piteșteni, iar în dreptul lui Marius Croitor este doar victoria din partida de debut de la Rad 1-0. Cei 40 de spectatori piteșteni deplasați la Craiova au strigat în unison demisia, demisia. Asta după ce și la partida precedentă de la Pitești, pierdută în fața FCSB-ului, din nou suporterii piteșteni au cerut îndepărtarea lui Marius Croitor. Întrebarea mea ar fi către voi: mai poate rezista în aceste condiții Marius Croitoru sau doar clauza aceea, din câte am înțeles, destul de ridicată, îl ține în funcție în acest moment? Noi, eu spuneam și marți că se vorbește că Marius Croitoru a semnat deja cu FC Botoșani, unde se va întoarce din vară. Dacă acest lucru se va dovedi până la urmă viabil, vom vedea. Evident că nu se precizează la acest moment, dar surse informate spun că Marius Croitoru ar fi semnat deja cu FC Botoșani, unde se va întoarce din vară încolo. Este un mediu care nu merge, deși FC Argeș și în această partidă, fără acest eveniment trist, cred că Argeșul pleca neînvinsă de la Craiova. Puteau să scoată. Și în partida cu FCSB, și în partida cu Farul, au fost și ceva momente de fotbal oarecum mai bun. Parcă se vede ceva, că echipa avansează, oarecum nu foarte convingător. Dar rezultatul... Dar are momente bune, să știi. Are momente bune. Deci a avut și în meci și în meciul ăsta cu CSU. Au avut momente când au atacat, au dus mingea frumos, au plimbat-o bine, au avut ocazie. Numai că le lipsește și chestia asta de rezultat. Ai nevoie de rezultat, că degeaba spune domnule, echipa cu Croitorul începe să arate fotbal, dar nu-i și că joacă un fotbal frumos, da. Că începe mingea de la 6 metri, cu o posesie bună. Și că jucătorii noi veni se încadrează din ce în ce mai complet. În momentul de față, rezultate... doar punctele contează, atât. Adică cred că orice jucător, dacă l-ai întrebat acum la FC Argeș, nu știu, băi, atacați sau apărați-vă 92 de minute și în ultimul minut, nu știu, să tragă un coleg de al vostru să tragă de la jumătatea terenului să mergeți cu 3 puncte acasă. Cred că toți ar semna pentru asta. E un antrenor cu principii pe care și le respectă. El vrea să facă un joc cât de cât plăcut pentru că viitorul lui, cariera lui este importantă și din acest punct de vedere. Evident că rezultatele contează, dar el are o filozofie de la care nu se abate. Cine l-a angajat a știut probabil acest lucru, i-a permis să aducă niște jucători. Eu cred că mai trebuie să te dai puțin așa. Nu trebuie neapărat să mergi numai drept așa. Pentru că mai sunt... Trebuie să analizezi și situația în care ești. Exact, ce se întâmplă să în momentul respectiv la o echipă. Deci, tu vrei să faci tiki-taka Barcelona, dacă tu ai jucători doar care cară pianul, ce să faci? Bun, că tu vorbeai de Barcelona, aseară după ce au pierdut dramatic în ultimul minut împotriva Rapidului, Flaviu Stoican, tehnicianul botoșenean, a spus: noi nu suntem Barcelona, chiar dacă am avut ocazii, ar fi trebuit să le materializăm, nu putem avea 7-8 ocazii împotriva Rapidului. Până la urmă, Rapid reușește a doua victorie în ultimele 9 deplasări și urcă cel puțin provizoriu pe podiumul Ligii 1. Cum ați văzut partida și dacă rezultatul este meritat? Un meci greu, din ce am văzut, și a Rapidului, pentru că Botoșani e o arță goasă acasă. S-a jucat la faza aceea partida, Liviu? La care fază? Când Gareth Bale de Botoșani mai lat scapă în partea stângă și deși avea patru colegi. Eu eram foarte indignat de comentariul celor care comentau meciul atunci, de al comentatorilor. Și spuneau: domne, după ce a făcut cursa asta, el n-a mai gândit bine. Păi ce să nu gândești? Păi dacă, ok, ai făcut o cursă de 40 de metri, foarte bine, ai calitatea necesară, ai viteză. Bă, dar ai ajuns în 6 metri, aveai 2 sau chiar 3 colegi de tine, care stăteau așa cu mâinile întinse și așteptau mingea, știi? Păi asta s-a întâmplat la copii și la copii juniori. Te cheamă antrenorul și știi cum e, te caută să dea cu fluierul după tine. N-ai voie, băi, ești la Liga 1, băi, colegul tău acolo, dă-i mingea să o bagi în poartă cu latul și
poate altă perspectivă de meci. Pornești de la 1-0. Mailat este altceva. Un jucător important pentru Botoșani în acest moment. Dar vă întreb pe voi, ca antrenori, ați fi avut curajul să-l schimbați după o astfel de fază sau îl demoralizezi și nu-i dai o lecție făcând lucrul acesta? Pentru că, iată, până la urmă... Până la urmă, rezultatul se dovedește a fi unul în favoarea Botoșanului. Dacă se mai întâmplă a doua oară, da, atunci înseamnă porți că... Porți o discuție cu el, Dacian? Da, siguranță. Eu zic că a purtat Flaviu și după meci. 100%. Nu ai cum să faci așa ceva. Adică, totuși, ok, de apreciat, bravo, toată lumea, te aplaudă pentru că ai făcut o cursă senzațională. Da, băi, da, dă în fața porții acolo, să o bage colegul tău în plasă, este 1-0. Așa, în loc să ai tu 1-0, da? Are Rapid 1-0 la pauză. Într-un șut de la 30 de metri, da. Iar... În care o bine populat acolo, a văzut târziu mingea Edi Pap, care s-a dus bine acolo. Nu, te contrazic, Ionel, nu a văzut mingea greu, nu știu, nu le vede de la distanță, să fim serioși. Și care era bine populat. Mingea a tras de la acolo, 30 de metri, Ionel. 30 de metri, ce da, pe jos. A trecut adică, printr-o pădure de picioare era acolo. Pădure de dar picioare. Până să ajungă, până să treacă printr-o pădure aia de picioare, da? El a văzut traiectoria. El a văzut traiectoria mingii. Hai să fim serioși acum. Adevăr, l-a prins total nepregătit. Total... Era departe de colț unde s-a dus. Da, nici n-a mai plonjat. Adică el cumva s-a uitat spre ea și măcar nu știu, dacă vezi mingea aia, te gândești că într-un careu pot apărea deviere, asta e clar. Corect. Atunci în momentul în care s-a deviază... Nu era vina, da. Vina portarului. Dacă, Doamne ferește, se devia, da, tu plecai să, în plonjon și se devia de, nu știu, un adversar sau un coechipier, nu mai e vina ta, portarului. Dar dacă tu rămâi pe loc un șut de la 30 de metri pe jos, despre ce vorbim? Ți s-a părut vreun șut puternic, așa? Sincer. Nu, a fost un șut plasat și... Către colțul lung, exact cum se cerea de acolo, diagonal în colțul lung. Într-adevăr, poate că joacă cu întârziere, dar era și care o la foarte bine populat. Însă m-aș întoarce puțin la Mailat. Este clar unul din jucătorii importanței Botoșanului la acest moment. Poate cel mai important, dovadă primele goluri pe care le-a marcat până acum. Și el a vrut, probabil, la acea fază, să-și desăvârșească acea cursă formidabilă pe care l-a lăsat în urmă și pe Săpunaru, cu un gol care ar fi făcut, fără doar și poate, deliciul celor care erau pe stadion. Ce ar fi făcut, Ionel? Păi nu, cursa aia foarte bună, împletită tot cu un gol dacă acolo. Și câștigau cu 1-0, tot 3 puncte așa erau. Așa a gândit jucătorul, mă gândesc, să fie el cel care fructifică faza aia, cursa aia, că n-a făcut-o bine, asta este. Așa mai a gândit pe acel moment. Nu știu, ne mai uităm și la alt fotbal în Europa. Mai vedem și noi și alți cei care, care ajung cu mingea pe linia de fund acolo, e obligatoriu, păi, dai pas exact. Înapoi. Bun, domnule, dar vă întreb altceva, sincer acum. Dacă Mailat marca la acea fază, ce ar mai fi spus? Ce ar mai fi spus? Că a făcut ceea ce trebuia, evident, nu. Așa spuneam? Nu. Ei, ba da. Siguranță spuneam pentru că... Dacă marca, a făcut ce trebuia, cred. Păi ai avut două șanse și n-ai marcat. Nu, dar faza aia. De la faza aia, două șanse. Că i-a ajuns mingea înapoi, în aceeași fază. A doua oară, asta da, spun. Dar prima, hai că încercai să-i dai la poartă. Ok, și a doua oară, dacă doua, știi, da. Bă, ai comis-o, n-ai dat pasul înapoi. Dacă era într-un vestiar mai puternic, nu prea ieșea bine. Că tot vorbeai de vestiar, Dacian, conducerea Rapidului, după ce, iată, echipa și îndeplinește obiectivul intermediar acela de a merge în play-off, setează un altul către finalul acestui campionat, și anume prezența în cupele europene. Este o presiune pe Adi Mutu, poate în momentul de față să atingă Rapid treapta a treia, pentru că trebuie să menționăm, în eventualitatea în care CFR câștigă cupa, atunci în Conference League va merge și locul 4, asta dacă trece de barajul cu reprezentanta play-out-ului. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci locul 3 va fi echipa care va juca acest mini-baraj. Vedeți Rapidul terminând în fața FCSB-ului, în fața Craiovei, la această stare a lor în partidele din deplasare. Pentru că Rapid, așa cum am dacă spus de fiecare dată... Dacă stăm să ne orientăm strict la partidele în deplasare, nu. Pentru că Rapidul în deplasare știm foarte bine că au scos foarte puține puncte față de... Și acum au câștigat foarte greu. Au câștigat. Asta spun, adică ei au atut terenul propriu, ei joacă bine acasă, ok, împinge lumea de la spate, au alt entuziasm, altă presiune pe adversari, dar în momentul în care ies afară, nu mai e chiar așa. Și ei, un play-off ăsta, trebuie să câștige meciuri afară. Adică nu joci mai acasă. Nu joci numai acasă. Și atunci, nu știu dacă au puterea asta a FCSB-ului, pentru că FCSB-ul tocmai iau foarte multe puncte afară. Adică FCSB joacă bine în deplasare când 7 joacă. Victorii în ultimele 7 partide. Au câștigat la CFR Cluj, adică au meciuri grele FCSB-ul, care atunci când se mobilizează, de asta spun, nu cred, n-aș vedea chestia asta că ar putea... Acum, știi cum e, jocul rezultatul, se poate întâmpla orice. Dar eu cred că FCSB are o forță mai mare pentru locul 3, de a fi acolo pe locul 3. Și aș completa că poate Rapidul are un lot mai complet față de FCSB, având variante bune și în apărare acolo, și pe Dragoș Grigore. Și probabil că cei de la Rapid au calculat foarte bine. Nu au pus o presiune suplimentară de la început. Au zis play-off-ul. Evident, când ai ajuns acolo, normal că pasul următor este să te gândești la mai mult. Normal. Ai tot confortul
ai toate condițiile, ai un lot bine garnisit, un antrenor care vrea să facă performanță, Rapidul se poate implica fără doar și poate. Bun, că ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni, am acoperit cele 6 partide care s-au desfășurat. Haideți să ne acordăm puțină atenție și celor două care urmează, una dintre ele să se desfășoare, iar una este deja în desfășurare. Krasniqi face diferența. Să ne mai spui până și dacă s-a mai în acest moment. Nu am primit nicio informație că s-ar fi modificat. Deci tot 1-0. Rămâne în continuare 1-0, mi-a confirmat colega noastră din regie. Deci este 1-0 în continuare pentru CFR. Diferența o face Krasniqi. UTA, din păcate, încă nu își regăsește cadența. Nu că ar fi plecat cu foarte mari șanse în partida de la Cluj. Credeți că poate răsturna în minutele care au mai rămas soarta acestei partide? Sau CFR câștigă și rămâne aproape de Farul Constanța la 2 puncte diferență în clasament? Eu cred că CFR o să se impună. Sunt foarte bine că UTA Arad în deplasare se întorc cu foarte puține puncte. Nu știu dacă au, să nu greșesc, nu știu dacă au mai mult de 6 puncte din deplasare luate în acest campionat. Arată rău. Dar de obicei UTA a jucat bine în schimb pe terenul CFR-ului. Au avut meciuri când au făcut partide bune la CFR acasă. Uite, Dan Petrescu, Liviu o asemăna cu Chelsea. Spunea că este o Chelsea de România și că uitându-se peste lotul arădean, nu înțelege poziția acestora în clasament. A lăudat lotul, a lăudat antrenorul. Și un jucător, n-a zis, un jucător de la UTA, care, domnule, e senzațional, are niște execuții, trebuie să fim foarte atenți. Cred că Roger, pe care l-a avut în curte, cum vezi? Dacă marchează jucătorul ăla, zice, v-am spus eu, da, că ăsta era cel mai bun acolo. Da, mă surprinde că UTA aduce un al treilea portar. După ce avea 2 jucători de calitate în acest compartiment, nu cred că aici erau problemele. Cred că dintre care unul care era și capitanul echipei. Da, Florin Iacob, Balaurul rezervă și acest Cuciac, care a venit acum este titular. Nu știu dacă în poartă aveau nevoie cei de la UTA de completări la nivel de lot. Asta este alegerea lui Chisibalin. Cred că CFR-ul poate conserva. Cel puțin acest rezultat, dacă nu mai marchează, rămân 3 puncte importante și echipa merge cursiv acolo unde trebuie. Ce facem cu Malele Dacian? Îl mai găsim? Am văzut o declarație a patronului. Are acordul domniei sale să lipsească? Exact, care are acordul pentru că a spus că a întâmpinat o problemă de familie și atunci a fost lăsat de patronul echipei să se ducă să-și rezolve problema. Păi da, atunci ne ducem cu discuția la discursul lui Dan Petrescu, în care el era mirat, domnie, ce se întâmplă. Dar nu mai e jucătorul. Dar nu mai e jucătorul, adică patronul la înștiința pe Dan Petrescu. Asta spun, domne, cred că nu a fost o decizie. El a fost accidentat, apoi stai că a fost învoit. Cred că, exact. Mai cred că nu a fost un dialog între patron și antrenor. Adică, până la urmă, când pleacă un jucător, trebuie să știe toată lumea. Și președintele, și patronul, și antrenorul, toată lumea trebuie să știe despre chestia asta. Că nu poate să plece un jucător să vorbească doar patronul. Bă, vezi că plec și după aia patronul sună, antrenorul sau nu sună și zice, păi vezi că a plecat jucătorul X. Știi? Sau când vine jucătorul, să nu știe patronul sau antrenorul. Te trezești cu el la antrenament. Băi, cine te-a trimis aici? Astea sunt chestii care mai întâmplat se... așa. Am mai auzit întâmplat, și dar la echipe de genul ăsta atât de importante, unde cursivitatea la nivel de conducere a antrenor jucător. A fost un scurt circuit acolo, cred că, în cadrul clubului și de asta... Malele, am văzut că spunea ceva așa nu foarte plăcut și de Dan Petrescu. Bun, haideți să ne îndreptăm atenția și spre partida de pe Arena Națională. Petrolul Ionel vine la București să încerce să obțină punct, că de puncte mi-e greu să cred, însă întâlnește în momentul de față o FCSB aflată în formă, care însă nu-l va avea pe tehnicianul principal, Mihai Pintilii, suspendat 4 etape de către comisiile federației. Așadar, cine va sta pe bancă, cine va juca acest rol de antrenor, că de schimbări cu siguranță știm cine se va ocupa. Spunea chiar ieri Florin Pârvu că nu contează din punctul lui de vedere faptul că Mihai Pintilii nu este pe banca celor de la FCSB. Stafful care va fi acolo știe foarte bine ideile pe care Mihai Pintilii le lucrează zi de zi la antrenamente. Petrol anunță 2 reveniri importante în defensivă, acolo unde au fost probleme majore până acum, Barmaier și Paul Papp. Dificil pentru Petrolul să plece cu un rezultat bun. Va fi o atmosferă fantastică în această seară. Peste 4.000 de suporteri ai Petrolului sunt deja la București cu un tren special. În tribune va fi spectacol. Petrolul are o misiune dificilă. FCSB-ul arată bine cu precădere de la mijloc în sus. Reintră și Cordea acolo și Niculescu. Au atât de multe soluții încât nici nu știi la cine să te apleci în dorința de a anihila jucătorii FCSB-ului. Te v-aș întreba după partida bună pe care Dean Sorescu a făcut-o în partea dreaptă. I se face o nedreptate, să-i spunem așa, trăgându-l din nou în partea aceasta de fundaș dreapta, nu ar trebui să se acorde o continuitate sau forma lui Cordea îl îndreptățește să fie cel care își reia locul? Normal, știi cum e, Ionuț, când meciul precedent a jucat bine și a jucat, normal trebuie să rămâi pe poziția aia. Sunt unii antrenori care vor să aibă o anumită continuitate. Acum la FCSB știm că lucrurile nu sunt chiar naturale și nu se întâmplă chiar natural ce cu alcătuirea echipei. Normal. Acum ar putea să schimbe puțin pentru că
ei trebuie să atace, da? Trebuie să câștige și i-ar conveni să joace Sorez cu fundaș și Cordea mijlocaș. Pentru că sunt doi jucători care fac foarte bine banda. Da, asta înseamnă că iar trebuie să-l scoți pe Crețu, da. Iar să-l tragi pe Sorez cu jos. Și să reintre Cordea parte pe postul lui obișnuit. Și mai este discuția ce facem cu cei doi, Tavi Popescu și Coman. Vi se pare că poate să joace număr 10 Octavian Popescu? Pentru că este o discuție. El spune mai cu frică, mai cu curaj. Dom'le, nu mă simt bine acolo, nu este poziția mea. Însă, datorită faptului că Florinel Coman este într-o ușoară creștere de formă, pare că, bineînțeles, cu el se va începe conform spuselor. Da, da, să știi că aici e foarte interesant cu Octavian Popescu, pentru că el are anumite repere. Reperele astea și le-a creat jucând acolo în stânga, cu spatele la tușă. În mijlocul terenului trebuie să ai altfel de repere. Trebuie să fii altfel de jucător, care să te întorci foarte repede cu mingea la picior, să atași poarta, să ceri mingea între linii și să știi să primești mingea acolo. Ori, Florinel Coman cu siguranță nu poate juca acolo. Florinel Coman poate juca doar stânga. El nu poate juca în centrul terenului. Adică, cel puțin de câte ori a jucat, nu s-a descurcat. Acum, întrebarea este dacă va putea să adapteze Octavian Popescu la acea poziție de a juca în centrul terenului, în spatele atacantului. Da, pe de altă parte, aș completa să tot fie antrenor, să ai probleme de genul ăsta, Cordea sau Sorescu, Miculescu sau Companio, Coman nu, sau Tavi Popescu. Nu, acolo nu sunt probleme la adică, Miculescu, Companio. În general, chiar spun că tot că ai probleme de genul ăsta, când ai atât de mulți jucători de calitate superioară, doar Petrolul, dacă poate pune probleme pe partea ofensivă, rămâne ca partida să capete probabil un contur de mai mare echilibru. În schimb, FCSB-ul are argumente serioase pentru a forța victoria. Ionel, mai am o întrebare scurtă pentru tine, pentru că tu știi foarte bine ce înseamnă Petrolul. După partida pierdută, etapa trecută, din informație din presă, antrenorul Florin Pârvu a fost băgat în ședință de către suporteri. Poți să ne spui ceva care a fost natura discuției și, bineînțeles, cum s-au finalizat aceste discuții? Nu, chiar am vorbit cu Florin Pârvu. Este, știu eu, o situație absolut normală. Fanii mai cer explicații legate de angajamentul unora dintre jucători. Se pare că o parte din jucători nu sunt la nivelul dorit ca și implicare în joc. Constructiv a fost acest lucru și mai ales că în această perioadă se vorbește... Stai puțin, Ionel, stai puțin. Cum? Adică vin fanii și întreb... Dar nu este singura echipă, evident. Că întreabă de jucători cum sunt jucătorii sau cum? Nu. Vorbesc cu antrenorul legat de, uite, băi, de aceea în Varga ni se pare nouă, fanilor, că nu are în joc implicarea pe care noi am dorit-o. De ce se întâmplă asta? Antrenorul spune, domne, poate că are niște probleme de sănătate, poate că nu e momentul, poate nu e locul lui acolo. Traversează o perioadă mai... Fanii sunt pretențioși de aceea și știm că ei joacă un rol important la echipe de genul ăsta, Rapid, Petrolul, Steaua, Dinamo. Știm foarte bine că fanii fac parte din peisaj și când joci la o echipă de genul ăsta, îți asumi toate riscurile necesare să fii aplaudat când e cazul, dar să fii și admonestat când este nevoie. Deci tu crezi că așa e normal? Nu, așa se întâmplă, nu știu dacă e normal, dar așa se întâmplă peste tot. Credeți că termină sezonul pe banca Petrolului Florin Pârvu? Evident că da, mai ales că se pare că Marian Copilu în sfârșit este la o semnătură de a prelua Petrolul. Probabil că se va schimba ceva din acest punct de vedere. Așteptăm în această săptămână, poate chiar până la partida contra Craiovei, anunțul prin care Marian Copilu să devină noul proprietar al Petrolului Ploiești. Bun, atât pentru moment. Mulțumesc Ionel, mulțumesc Liviu, mulțumesc foarte Dacian. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Urmează principalul jurnal al zilei. Noi ne vedem mâine, ora 17, cu cele mai importante evenimente din sport.